să se reprezinte în BCD următoarele numere. N egal cu 1979 și M egal cu 1923. Și să se facă suma lor. Păi, adunarea numărilor în zecimal codificat binar se face binar rang cu rang pe fiecare grup de 4 cifre binare cu adăugare eventuală a unor corecții. Așadar, o să avem 1001 0111 1001 și 0001 plus 0011 0010 1001 și 0001. Adăugăm bit cu bit, 1 cu 1 fac 0, transport 1 aici, 1 cu 1 0, transport 1 aici, 1 cu 0 1. Acesta este 12 și aplicăm corecția 0 1 1 0. Adunăm din nou 0 1 1 cu 1 0, transport 1 aici, 1 cu 1 0. Ce transportăm aici? Bun. 1 cu 1 0, transport aici, 1 cu 1 și cu 1 1. Transport aici, 1 cu 1 0. 0 cu 1 cu 1 0 și 1 transport aici. Aplicăm corecția 0 1 1 0. Adunăm din nou 0 1 cu 1 0. Transport aici, 1 cu 1 0, transport aici și 0. Și să avem 0 cu transport aici. 1 cu 1 și cu 1 1 cu transport aici, 1 cu 0 1. 0 1 cu 1 0 transport aici. Aplicăm corecția pentru că am transportat 0 1 1 0. 1 cu 0 1 1 cu 1 0 transport 1 aici. 1 cu 1 0 și 1 aici. Avem 9, 1 cu 1 și cu 1, 1, transport aici, 1, 0, 0 și de aici o să avem 3. Se rezultă că suma celor două numere este 3902, ceea ce e corect. Așadar am aplicat corecția când reprezentarea nu corespunde unei cifre zecimal, cum a fost în cazul ăsta. Sau când am avut transport la următorii 4 biți, cum a fost în cazul acesta.